mi este puțin greu să vorbesc la trecut despre Romica. Într-un anume fel, nici nu îi se potrivește și probabil că tot într-un anume fel, în prezent va rămâne pentru cei care l-au cunoscut. Acum când peisajul muzical este destul de tern, când muzica devine mult mai degrabă o colindare mercantilă, mi apare cu atât mai pregnant în minte bucuria de a cânta a lui Romica. Pentru cei care l-au cunoscut, știu foarte bine ce zic eu acum. Pentru cei care nu l-au cunoscut, o să le spun pe scurt că rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni care să aibă bucuria cântului, bucuria autentică a cântului. Dincolo de zgomotul, de deșertăciunea succesului efemer, dincolo de stadioanele pline, de sălile de sport arhipline de pe vremea sărbărilor scânteii tineretului, Romica și-a păstrat nealterată în timp această bucurie a ființei, această culoare a inimii lui, aceea care cântă. Pentru mine, ca unul care am fost deprins să observ și mult mai puțin să fiu eu cel observat, este unul dintre puținii, rari muzicieni pe care i-am cunoscut, încărcat cu această noblețe a bucuriei pure de a cânta. Din această perspectivă, eu cred că drept este ca undeva în lumină să fie locul lui mereu, într-o lumină pură, așa cum cu lumină pură inima lui a cântat în permanență aici, pe pământ. De rest, cu siguranță vor fi fiind oameni mult mai pricepuți ca mine să vorbească despre Romica și nu-mi rămâne decât să salut inițiativa acest demers pe care Romica îl merita cu prisosință încă de pe când era în viață. Chiar ce-ar fi să medităm fiecare dintre noi de ce oare unele gesturi devin întotdeauna târzii sau prea târzii. Cu drag, Romica, și salutări tuturor celor care pun umărul la reconstruirea fie și imagistică a unui muzician ce învăța oamenii să cânte cu inima.